este un nume ce rupe orice lanț când îl rostești. Și dacă îl chem salvare, în el primești. Orice nume este un nume. Din fața lui înfrânți vrăjmași și fug, puternic ca să rupă orice suc. Orice nume, Iisus, Iisus, ce puternic Domn. Este o cruce, un lemn de suferință și dispreț. Puterea ce și ea salvează vieți. La cruce este un sânge ce strigă până azi s-a isprăvit. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care ați ales că în această seară să fiți la o seară plină de har, o seară în care știu sigur că Dumnezeu ne va vorbi la fiecare prin cântări, prin cuvânt. Dumnezeu ne va vorbi prin Duhul Său cel Sfânt. Nimeni nu este aici în această seară la voia întâmplării, ci suntem aici ca să ne întâlnim cu Creatorul nostru.
Suntem aici ca să-L slăvim pe El. Suntem aici ca să-L lăudăm pe El. Și haideți, Cana, prin această cântare, Tu ești Cel ce ai fost din veșnicii, să spunem Domnului: Doamne, nimeni nu este ca Tine, Doamne. Nimeni nu este ca Tine în cer și pe pământ, Doamne. Tu ești acela care îmi dai biruință când mi-e greu. Tu ești acela, Dumnezeule, care mă sprijinești cu mâna Ta cea dreaptă. Cântă în această seară, Domnului, și Te provoc în această seară să Te închin cu noi. Și Dumnezeu să Te binecuvinteze. Amin. Ce ai fost în veșnicii, Tu ești Cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci Mântuitor. Tu ești Cel ce pe mare a umblat, Tu ești Cel ce din morți ai înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice nostru, acela care nimeni nu este ca El. Gândește de bine, acest Dumnezeu care e atotputernic, e mântuire, e izbăvire, e încoronare, s-a coborât, s-a făcut om și mai mult de atât și-a dat viața special pentru tine. Sângele Lui divin a curs special pentru mine și pentru tine. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea cânt în această seară ce spune: nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Domnul meu. Tu ești cel mai mare, ești binecuvântarea noastră. Aleluia! Nimeni nu-i ca Tine. Nimeni nu-i ca Tine.
Iisus. Nimenui ca tine, nimenui ca tine, Iisus. Împreună, nimenui ca tine, Iisus. Domnului. Nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare, să continuăm să slăvim, să continuăm să ne închinăm, să continuăm să dăm gloria acestui nume măreț. Și următoarea cântare pe care vreau să o cântăm spune așa de frumos: Tu din cenușă, Doamne, ne-ai scos din la lumină. Azi vedem, Doamne, clar, prin dragostea lui Dumnezeu, care ne-a ridicat pe fiecare, care ne-a luat de mână și ne-a pus picioarele pe stânca biruinței, pentru că asta face dragostea lui Dumnezeu. Te ia de acolo, de care tu nu ești un nimeni, și te pune să te facă cineva, pentru că El este Dumnezeu, Dumnezeu care reabilitează. Cântă împreună cu noi în această seară și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Cântăm, aleluia,
Și haideți cu vocile noastre, către tine laude înălțăm. Aleluia! Către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia! Către tine laude înălțăm, doar pe tine. Seara aceasta să spunem, lăudat să fie Domnul. El merită să fie lăudat. Mă gândeam în timpul cântării la cuvintele pe care fratele Claudiu la început le rostea. Și credem cu tărie în seara aceasta că este un har ca cineva să vină pentru mine și pentru tine personal să ne scoată din cenușă. Să ne scoată din mocirla păcatului. Nu știu dacă putea un om să intre după noi acolo. Dar a fost unul care pentru o vreme a zis, mă duc pentru că iubesc. Aleluia. Mă duc pentru că vreau să-i răscumpăr. Mă duc pentru ca ei să aibă parte cu mine. Lăudat să fie Domnul. Amin. A fost o femeie în Sfânta Scriptură care și-a dat seama de adevărul acesta. Spune Evanghelistul Marcu în cartea sa, în capitolul 14, cu versetul 3, în felul următor. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru, cu mir de nar curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi, pe când Domnul Iisus ședea la masă acolo, în casa lui Simon, o femeie care, presupun că era dată la o parte, poate, de majoritatea oamenilor din societatea aceea, o femeie pe care poate lumea nu punea așa mult preț.
Dar femeia aceasta, pe vremea aceea și în tradiția aceea iudaică, ținea sau deținea acest vas de alabastru. Vasul acesta de alabastru era un vas în care se țineau uleiurile prețioase. Normal se dădea la femeile sau la fetele care urmau să se căsătorească ca să-l poată să-l ducă acolo la altar în dar soțului, acest vas de alabastru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi femeia aceasta a luat acest vas și a mers acolo în casa lui Simon fără să o intereseze de ce zic cei din jurul ei, fără să o intereseze pe femeia aceasta alte lucruri, ci s-a dus cu un gând. Și gândul a fost să se întâlnească cu Iisus. Și spune Biblia că a luat acel vas de alabastru care era foarte scump și în el vasul acesta avea un mir. Și mirul acela costa undeva, spune Biblia, la 300 de lei. Un leu pe vremea aceea era un salariu pentru un evreu, adică atât câștiga un evreu pe zi, un leu. Gândiți-vă că acolo, în vasul acela, valora mirul acela 300 de lei. Și-a luat femeia aceasta vasul acela și și-a dat seama că doar Iisus Hristos o poate scoate din starea aia, doar Iisus Hristos îi poate aduce speranță, și-a luat vasul acela și l-a spart și a început să ungă capul lui și picioarele lui, spune Biblia. Pentru că știți ce vreau să vă întreb în seara aceasta și cu gândul acesta să mergem în rugăciune din partea lui Dumnezeu? Pentru femeia aceasta, Iisus Hristos a valorat totul. Cât valorează Iisus Hristos pentru tine și pentru mine? Pentru că așa cum ziceam la început, Iisus Hristos a venit ca noi astăzi să trăim prin El. A venit și ne-a răscumpărat și a lăsat cerul. Și a luat un trup și spune Biblia că s-a făcut păcat. N-a păcătuit, dar s-a făcut păcat. Și mai mult de atât, Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre. Și spune Isaia la un moment dat că era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la El. Și mai mult de atât, nici măcar nu te puteai uita în ochii Lui, pentru că a luat toate păcatele noastre. El era fără păcat, dar a venit să ridice păcatul lumii. Te întreb în seara aceasta din partea lui Dumnezeu, cât valorează acest Iisus pentru tine? Știți ce spuneau oamenii aceia în versetul 4? Unora dintre ei a fost necaș și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Așa că mulți vă întreabă astăzi, ce rost are să mai mergi la biserică? Ce rost are să mergi să te închini în continuu? Ce rost are să trăiești frumos când toți trăiesc urât? Ce rost are să trăiești sfânt înaintea lui Dumnezeu și să știi că ai șansă să te compromiți și tu să nu o faci din cauza că tu și eu suntem copiii lui Dumnezeu? Ce rost are? Așa spuneau oamenii. Ce rost are toată risipa asta de mir? Așa spuneau ei. Știți ce spunea Iisus despre femeia aceasta? Te rog să afișezi versetul 9. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Dumnezeu i-a dat un mare har femeia acestea. Lăudați să fie Domnul. Așa cum a făcut cu fiecare dintre noi. Vă întreb în seara aceasta, cât valorează Iisus pentru dumneavoastră? Aș vrea să mergem înaintea lui Dumnezeu. Și pe lângă gândul acesta, aș vrea să-i mulțumim că El a avut un plan cu fiecare dintre noi. Când toți ne-au dat la o parte și ne-au uitat acolo, în văpaia lumii acestea, când poate nu mai aveam speranță că se mai poate întâmpla ceva, El, Sfântul, a venit și ne-a ridicat pe fiecare în parte. De aceea merită, în a doua parte a rugăciunii, să-i mulțumim. Mai apoi vreau să aducem înaintea lui Dumnezeu și cauzele bisericii. Continuăm să ne rugăm pentru Ana Stanciu, Dumnezeu să-i dea biruință. Continuăm să ne rugăm pentru sora Silvia, care și ea trece printr-o perioadă mai grea, acolo unde e Dumnezeu să se atingă de ea. Continuăm să ne rugăm pentru toți aflați în necaz, pentru toți cei care trec prin suferință sau mari încercări, Dumnezeu să-i scoată biruitori. Continuăm să ne rugăm în seara aceasta pentru aceia care au luat cuvântul lui Dumnezeu și au mers să dea și la alții, au mers în slujire. Și vreau să amintesc pe fratele Darius, care este la Severin, fratele Cosmin, care este plecat în Austria, fratele Bogdan, care astăzi a fost în slujire și este în drum spre casă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să ne mai rugăm în seara aceasta pentru fiecare familie a Bisericii Tabor. Dumnezeu să întărească și Dumnezeu cu adevărat să trezească fiecare familie din locul acesta. Și vreau să ne mai rugăm și pentru orașul acesta.
acesta, Orșova și Severin, că dacă poate cineva să se îndure și să scoată oamenii din cenușă din orașul ăsta, nu sunt oamenii, ci este Iisus Hristos Domnul. De aceea, haideți să intrăm în rugăciunea aceasta și în primul rând să ne gândim cât valorează Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Amin. Domnule, venim.
stau liniștit, știu că ești Domn. Stau liniștit, știu că ești Domn. Când oceanele cumpli doar în Hristos găsim odihna. Doar în Hristos găsim alinare. Doar în Hristos găsim dragoste. Oricât de tare ar lovi valul în barca vieții tale, oricât de multă și de mare ar fi furtuna, oricât de greu crezi că ești încercat chiar în clipa asta, când ești cu Hristos în corabie, acolo este pace. Indiferent cât de mare ar fi valul și cât de negru ar fi norul din jurul tău, când nu mai vezi nimic, când nu mai auzi nimica, când nu-l parcă nu mai simți nimica, Hristos este cu tine în corabie. Hristos este acolo lângă tine. El te ia de mână și spune: cu tine voi merge înainte. Chiar dacă nu-l mai simți pe tine, roagă-te căci Dumnezeu este lângă tine. Haideți să stăm într-un duc de rugăciune și în timp ce cântăm să-l slăvim și să-l binecuvântăm pe acest Dumnezeu, care indiferent cât de mare ar fi furtuna, El este pacea. Și haideți să ne închinăm. Doar în Hristos mă odihnesc. Doar în Hristos. Biserica cântă împreună cu noi: doar în Hristos. Doar în Hristos. Aleluia. Slavă Domnului. Slavă ție, Doamne. Când oceanele împreună, când oceanele cumplivuiesc, Doamne, dă-mi puteri să biruiesc. Dacă știu că Tu ești vegheator, stau liniștit, știu că încă o dată, când oceanele cumplivuiesc, dar doar vocile noastre le înalță pe Domnul. Când oceanele Domn, stau liniștit, știu
că ești Domn. Stau liniștit, știu că ești Domn. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ocupăm locurile. Mă bucur nespus de mult ca în după masa zilei de azi mă găsesc în casa de rugăciune în Orșova. Am repetat-o și data trecută, o repet și acum, este parte și din casa mea. Și stând acolo pe bancă, am zis, sunt în concediu, stau liniștit și ascult, dar planul lui Dumnezeu a fost altul. Planul lui Dumnezeu a fost ca în seara aceasta să vă pot sluji și să vă îndemn la o rugăciune. Dar mai întâi de a face lucrul acesta, aș vrea să aduc salutul bisericii din Ravenna, bisericii Betel, care este scris în Iuda 20 și 21. Aș vrea să binecuvântăm pe Domnul în seara aceasta, pentru că El este acela care a avut milă de noi. Nu-i că suntem mai buni ca cei de afară, dar pentru că suntem copii de Dumnezeu și am înțeles că trebuie să fim în casa de rugăciune, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Stăteam dimineață și meditam la cuvântul lui Dumnezeu când fratele Darius explica așa frumos ce trebuie să facem noi pentru Dumnezeu, care trebuie să fie prioritățile noastre pentru Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit că de multe ori nu Dumnezeu este prioritatea mea. De multe ori sunt alte lucruri de pe acest pământ care îi iau fața lui Dumnezeu. Și mă gândeam în seara aceasta ca să vă îndemn din nou să medităm la lucrul acesta, pentru că este un lucru foarte important. Cuvântul ne spune că venirea Domnului este foarte aproape. Dumnezeu este aproape să vină, Iisus Hristos să vină să-și ia mireasa. Oare suntem pregătiți pentru lucrul acesta? Cuvântul Domnului la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 12, spune să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care v-a chemat la împărăție și la slava sa. Oare ne purtăm așa? Oare ne purtăm în acest chip vrednic de Dumnezeu? În lumea aceasta, în momentele acestea, sunt tot felul de piedici în a-L sluji pe Dumnezeu. A fost o perioadă de 2 ani de zile când am stat acasă. Nu-i că n-ai putut să te rogi înaintea lui Dumnezeu, nu-i că n-ai putut să aduci cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu, dar cel rău așa a făcut ca să stăm despărțiți unii de alții. Noi în Italia am avut un program foarte, foarte strict. Acolo n-ai putut să te aduni, căci veneau și te amendau și amenzele erau mari. Dar în momentele acestea avem acest har minunat să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să căutăm, să fim pe acel drum cum vrea Dumnezeu. Și stăteam și mă gândeam la patru tineri din Sfânta Scriptură, la Daniel, la Shadrach, Meshach și Abednego, oameni care nu i-a încurcat nimic. În momente când Daniel a fost pârât la împăratul, el nu s-a temut. El nu a fost acela care să stea deoparte și să facă ceea ce au făcut ceilalți. El s-a pus pe genunchi de 3 ori pe zi și s-a rugat. Nu ați vrea ca să-i luăm acest model al lui Daniel? M-am gândit și stăteam și meditam la acest cuvânt, pentru că n-a avut numai de câștigat Daniel din lucrul acesta. A fost aruncat în groapa cu lei. Mai mult, au venit oameni la pocăință, pentru că împăratul Darius a spus ca tot poporul să se închine împăratului Dumnezeului lui Daniel. N-ați vrea să fim aceste modele de oameni, de copii ai lui Dumnezeu? Mă duc mai departe și mă gândesc la cei 3 tineri care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Cel rău a vrut să le atragă atenția și a venit și a spus: nu vă mai închinați altui Dumnezeu decât numai împăratului. Dar ei n-au făcut așa. Ei au ales să meargă pe calea cea sfântă.
i-au ales să meargă așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Fratele meu, sora mea, prieten drag, haideți să încercăm să facem lucrul acesta. Suntem în momente când putem în liniște și în pace să venim înaintea lui Dumnezeu. N-am vrea ca bunăstarea noastră să ne facă ca să ne îndepărtăm. N-am vrea ca aceste momente care se petrec în mediul nostru înconjurător să ne facă să ne îndepărtăm. Nu, dimpotrivă. Haide să ne purtăm în chip vrednic de Dumnezeu. Haide să ne ridicăm în picioare. Haide să mergem cu aceste gânduri înaintea lui Dumnezeu. Haide să rugăm pe El ca El, dacă nu suntem vrednici, dacă nu avem putere, este Iisus Hristos în locul acesta care poate să-ți dea putere. Dacă în după masa aceasta sunt inimi căzute, inimi împietrite, îl avem pe acela care se poate atinge de inimi, care poate să ridice pe unul fiecare, care poate să dea izbândă. De aceea îl rugăm pe El ca El să se atingă de fiecare inimă din seara aceasta și El să dea izbăvire. Amin. Și împreună să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău,
căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Înainte de a vă reașeza, după bunul obicei al bisericii, întoarceți-vă în stânga dumneavoastră, în dreapta și binecuvântați-vă. Vorbiți-vă de bine și urați-vă de sănătate. Lăudați să fie Domnul! Vă urăm un bun venit în casa lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să salutăm frații care vin din Bihor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Totodată sunt frații aici din Austria, pe care dorim Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, frați din Abrud și de peste tot, de unde Dumnezeu vă mai ajuta să ajungeți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă binecuvântăm și pe cei de aici, din biserica locală, care sunt din împrejurim, Dumnezeu să ne vorbească la toți astăzi. Nu în ultimul rând, aș vrea să salutăm în mijlocul nostru pe fratele Nicu, care a dat îndemn, el este și socrul meu, el a venit din Italia împreună cu sora Ana, care este și soacra mea, și aș vrea de aici, de la Ambon, să spun Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Și pe toți împreună Dumnezeu astăzi să ne binecuvinteze, că avem nevoie ca El să ne vorbească. Cuvântul lui spune Biblia că este viață și el poate schimba orice situație, lăudat să fie el. Totodată aș vrea să salut și pe cei care sunt cu noi în mediul online, acolo unde dumneavoastră vă aflați. Dumnezeu să vă cerceteze, să vă binecuvinteze și el să vă asculte rugăciunea. Amin. Lăudat să fie Domnul. Am dorit în continuare să ne închinăm împreună cu grupul Tabor. Ei vor urma să cânte două cântări spre slava Domnului. În timpul celei de-a doua cântare, facem și colecta pe care obișnuim să o facem, Dumnezeu să binecuvinteze pe cel care are deschisă inima în dreptul lucrării acesteia. După care ne rugăm totodată împreună pentru fratele pastor Daniel Pirjou, care în seara aceasta s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, ca el să ne aducă un mesaj din partea Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea ungere, să-l binecuvinteze și Duhul Sfânt să ne vorbească prin gura lui, pentru că noi fiecare avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Lăudat să fie Domnul! Ne închinăm cu grupul Tabor, iar apoi fratele Perijoc ne aduce mesajul Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și El Sfântul să ne vorbească la toți după nevoia fiecăruia. Amin. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Haideți ca în continuare în această cântare să facem ca o rugăciune pentru fiecare dintre noi. Acolo unde ești, cum stai jos, gândește-te la aceste cuvinte. Gândește-te cum Dumnezeu a lucrat în viața ta, de la început până la acest moment, când Dumnezeu te-a ocrupit, te-a întărit în momentele grele. Gândește-te la lucrurile acestea și te invit să te închini împreună cu noi. Cunoșteam, tu m-ai chemat cu dragoste, m-ai ridicat. Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfinți și haine noi mi-ai dăruit. Că nu te cunoșteam, te cunoșteam, tu m-ai chemat cu dragoste, m-ai ridicat. Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfinții și-n haine noi mi-ai dăruit. Doamne, vreau Cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc, cât voi.
în fiecare zi. Până-n ziua când la cer mă vei chema, sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Părinte mare, har mi-ai dăruit ca să slujesc, Domn infinit. Eu doar un simplu rob neînsemnat, Tu, Domn al vieții, împărat. Doamne, vreau să te slujesc când voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până-n ziua când la cer la dispoziția ta. Slăbit și binecuvântat să fie Domnul nostru. El e acela care dorește să-L slujim. Ascultați-mă, Dumnezeu are slujitori, îngerii slujesc pe Dumnezeu. Dar știți ceva? Și noi trebuie să-L slujim pe El. De ce? Tot a făcut Dumnezeu pentru noi, absolut tot. Haideți ca împreună să-L slujim pe Domnul la modul real, la modul autentic, la modul care Dumnezeu dorește. Următoarea strofă spune așa de frumos: cu tot ce am, Iisus, mă dăruiesc, mireasma Ta în viața mea, Doamne, vreau să răspundesc prin trăirea mea, prin faptele mele, prin comportamentul meu. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Haideți să cântăm împreună cu toată adunarea! Cu tot ce am! Cu tot ce am, Iisus, mă dăruiesc, mireasma Ta s-o răspândesc. Trăind mereu cu zel al Tău cuvânt, înaintând prin Duhul Sfânt. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi, drumul Tău să-L urmesc în fiecare zi, până-n ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta. Doamne, vreau, da, Doamne, vreau să Te slujesc când voi trăi, drumul Tău să-L urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția Ta. Și prigoniri de vor veni, și încercat voi fi. Vreau lângă Tine, credincios să rămân, până la sfârșit, până la sfârșit. Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi, drumul Tău să-L urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. La dispoziția Ta. Doamne, vreau, da, Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi, cât voi trăi, drumul Tău
la cer, mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm pe picioare și așa cum s-a anunțat, haideți să dăruim Domnului ce al Domnului. Să-i dăm Domnului din toată inima noastră. Înalți vocea mea către tine, Rege al gloriei. Înalți numele tău, înalți Dumnezeul meu, puterea ta care mai presus de orice. Haideți să cântăm Domnului din toată inima noastră, să ne bucurăm de cântare și apoi să rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia în parte. Știu că Dumnezeu în această seară, acolo unde-i de ridicat, va ridica, că ăsta-i Dumnezeul nostru. Acolo unde-i de mustrat, va mustra, că ăsta-i Dumnezeul nostru și ne iubește. Acolo unde-i de vindecat, El va vindeca. Și mai presus de orice, acolo unde nu-i mântuire, Dumnezeu va lăsa mântuire, slavă Lui în vecii vecilor. Haideți să cântăm din toată inima noastră, înalți vocea mea, către tine, Rege al gloriei. Înalți vocea mea către tine, Rege al gloriei, ridic mâinile către cel ce e vrednic, tânjesc după tine. Dumnezeu, Doamne, umple viața mea, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, atunci când sunt în cloco, Doamne, când ar pentru Tine, nimic nu mă poate atinge rău. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Spunea cineva într-o altă împrejurare că atunci când cuptorul e încins, nu poți pune mâna pe el, nu stă nicio insectă pe el, dar atunci când ești rece, toate vin asupra ta. De aceea te rog în această seară, binecuvintează numele Domnului. Aleluia! Încerc să mă smer. Să-ți
și viața mea cu prezența divină. Tu ești dorința mea. Revarsă Duhul Sfânt azi din nou. Tânjesc după tine. Biserica cântă Domnului. La o rugăciune umple viața noastră. Umple, Doamne, și slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Umple, Doamne, și viața mea cu prezența divină. Tu ești dorința mea. Revarsă Duhul Sfânt azi din nou. Tânjesc după tine. Tu ești dorința mea. Cu toată adunarea. Umple, Doamne, și viața mea cu prezența divină. Tu ești dorința mea. Revarsă, revarsă Duhul Sfânt azi din nou. Tânjesc după tine. Tu ești dorința mea. Revarsă Duhul Sfânt azi din nou. Tânjesc după tine. Tu ești dorința mea. Probabil că persoana despre care vom citi în seara aceasta, dacă ar fi cântat aceste două cântări, ultimile care le-am cântat noi, n-am mai fi citit despre el ce urmează să citim. Asta înseamnă că fiecare dintre noi, stimați frați și surori, doamnelor și domnilor, dragi tineri, va trebui să ne ținem de ceea ce am cântat. De cuvintele acestea pline de încărcătură spirituală, de dorința aceasta care o avem înaintea Domnului. Ca mai târziu, de-a lungul vieții noastre, să nu se spună și despre noi că am cântat una și am făcut altceva. Vă invit să deschideți Biblia la Iona, capitolul 1. O să citim de la versetul 1 până la versetul 4, iar mai apoi vom citi în întregime capitolul 2. Iona, capitolul 1, vom citi de la versetul 1 la versetul 4, iar mai apoi vom citi în întregime capitolul 2, la pagina 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncaseși în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit,
papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă. Doamne, Dumnezeul meu! Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol, de șerț, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfă cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile pe scaun. Stăm înaintea Domnului în seara aceasta, înaintea acestui mare Dumnezeu despre care am cântat, despre care unii dintre noi ne dăm toate silințele, ne focusăm atenția foarte mult, să-L cunoaștem tot mai mult, înaintea acestui mare Dumnezeu care intră într-o inimă mică, înaintea acestui mare Dumnezeu care cunoaște în detaliu fiecare simțământ al dumneavoastră și al meu, stăm înaintea Domnului în seara aceasta să învățăm din cuvântul Lui lucrurile pe care trebuie să le facem, felul în care trebuie să facem lucrurile acestea și devotamentul care trebuie să-l avem față de Domnul și față de chemarea care Domnul a făcut-o fiecăruia dintre noi. Este eronat să crezi că dumneata nu ai nicio chemare din partea lui Dumnezeu. Și mai este ceva defectos să crezi că important sunt doar lucrurile acelea care sunt foarte pregnante, lucrurile acelea care sunt foarte vizibile în biserică și numai acelea sunt eficiente. Și vreau să înțelegi în seara aceasta că într-un fel sau altul pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a chemat și atunci când ne-a chemat aș vrea să ținem cont de lucrul acesta, când Dumnezeu ne-a chemat la El, ne-a dat o direcție, fiecăruia dintre noi ne-a dat o direcție. Este atât de preocupat de viața noastră că nu-și permite să ne cheme la El, să umblăm cu El, să trăim cu El și să ne lase în haosul lumii, să ne pierdem în labirintul vieții noastre, eu știu, tumultoase și la final să spunem unde-i Dumnezeul acela cu care m-am întâlnit în prima seară când i-am spus că îi dau inima mea, că îi dau viața mea și că îl voi sluji toată viața. El nu face așa, ci atunci când Dumnezeu cheamă oameni la El, atunci când Dumnezeu atinge inima cuiva, atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu capacitează pe cineva ca să se dezgolească, să se dezbrace de lume și să se îmbrace în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă acelui om o direcție. Drumul pe care suntem chemați să mergem, spuneam și de dimineață, este drumul în care Dumnezeu vrea să ne dea veșnicia, vrea să ne dea veșnicia. A fost un om, în Scriptură, în Cartea Numerilor stă scris despre omul acesta, că la un moment dat omul acesta a plecat într-o călătorie și în călătoria aceasta în care a plecat omul acesta, a plecat împins de unul dintre oamenii care l-a convins să facă lucrul acesta. Vă aduceți aminte de Balaam? A venit Balac la el și a zis, Balaam, am o lucrare pentru tine. Vreau să faci o lucrare și dacă o să faci lucrarea aceasta, am să am grijă de tine și de tot neamul tău. Nimeni din neamul tău nu o să mai muncească, o să stați toți. Toată viața voastră va fi o vacanță, nu o să mai duci lipsă de nimic. Vreau să faci ceva pentru mine. O zis Balac către Balaam și o zis Balaam către Balac, ce trebuie să fac? Zice, îi un popor, nu-i cel mai mare popor, nu are cel mai înalt, are cel mai larg teritoriu, nu sunt ei cei mai, dar e un popor care nu-mi place mie de el. Și vreau să vii să blastem poporul acela. Și în prima fază, Balaam a zis, nu pot să fac lucrul acesta. Nu pot să fac lucrul acesta, nu e asta direcția vieții mele, eu am primit din partea lui Dumnezeu altă direcție ce trebuie să fac. Și din nou, stăcăitor omul acesta s-a apropiat de el și a zis, Balaam, oferta mea rămâne în picioare, dacă vrei mai pun ceva acolo, dar vino și fă ceea ce îmi doresc să faci, vino să blastem poporul acesta. Știți ce e interesant, stimaților, că la un moment dat, omul acesta pornește pe drumul acesta să meargă, să cadă în plasa lui Balac.
Auziți ce spune cuvântul Domnului? Îngerul Domnului i-a zis: pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Lovise animalul acela și la un moment dat animalul a început să vorbească cu el. Vi se pare un lucru normal? Vi se pare un lucru de apucat ca unui om, unui matur, unui om care primește să facă ceva și cade în derizoriu sau își ratează direcția? Vi se pare normal ca unui om să înceapă să-i vorbească un animal și să-i spună: auzi, de ce mă lovești? De ce dai în mine? Te-am cărat pe spinarea mea până acum, n-ai transpirat deloc, ai stat liniștit acolo. De ce mă lovești? Probabil că ar fi fost gata să zică: Balaam, te-am lovit pentru că mi-ai frecat piciorul de stâncă. Păi ți-am frecat piciorul de stâncă pentru că nu mi-ai în direcția bună, nu e asta direcția ta, nu aici te-o trimis Dumnezeu. Nu pentru asta ai fost chemat, de-aia ți-am frecat piciorul de stâncă, să te oprești. Auziți ce spune cuvântul mai departe? Că Domnul i-a vorbit prin îngerul acesta și i-a zis: iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să rostesc înaintea dumneavoastră și a noastră un cuvânt pe care l-am intitulat în felul următor: Iona, omul care și-a pierdut direcția. Iona, omul care și-a pierdut direcția. De unde știu că și-a pierdut direcția? Din ce am citit. Spune cuvântul Domnului că în vremea aceea, în timpul acela, în vremea aceea istorică, păcatul ajunsese la culme. Imaginea lui Dumnezeu era afectată foarte mult de păcatul pe care oamenii îl trăiau pe pământ. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre Ninive, spre cetatea aceasta Ninive, care era o cetate cu o populație pe care puteai să străbați cetatea aceea 3 zile, să mergi 3 zile prin ea, atâta era de lungă cetatea aceea. Mai sunt și în România localități care, de exemplu, au mai puține străzi, dar pe lungime au de 7 kilometri. Mergi 7 kilometri prin localitate. Nu are foarte multe străzi în lateral, dar are 7 kilometri în lungime. 7 kilometri nu cred că îi faci în 3 zile. 7 kilometri cred că îi faci în câteva ore. Și spune cuvântul Domnului că Domnul i-a vorbit lui Iona, care avea atribuția aceasta, avea chemarea aceasta, avea hăruirea aceasta de la Dumnezeu să fie profet, să fie gura lui Dumnezeu. Cine nu și-ar dori în biserica actuală a vremurilor să aibă o asemenea slujbă, mai ales că a ajuns să fie atât de populară, a ajuns să fie atât de importantă în biserică. De multe ori e mai importantă pentru unii decât cartea aceasta. Și spune: dacă o zici Domnul prin X, așa, nu știu ce spune Biblia, eu mă iau după X. Și spune că cuvântul Domnului i-a vorbit și i-a zis: Iona, scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Observați, păcatul care era cel mai pregnant, cel mai vizibil, era răutatea. Nu spune Biblia că oamenii aceia au omorât. Nu spune Biblia că oamenii aceia au jăgmănit casele altora. Nu spune Biblia, cum spun oamenii din vremurile noastre de multe ori, că au spart casele cuiva sau au distrus familii. Nu spune așa ceva. Spune că oamenii aceștia practicau răutatea. Erau lipsiți de bunătate. Ei erau răi. Erau răi la semafor, erau răi pe câmp, erau răi în alimentară, erau răi în supermarket, dacă cineva îi atingea cu căruțul, era răi cu cei din jurul lor, aveau răutate, aveau multă răutate. Și a zis Dumnezeu: nu suport, nu-mi place, nu am creat oamenii pentru așa ceva să fie răi, eu am creat oamenii să trăiască într-o ambianță a binelui și a bunului. Și spune Biblia că, așa ca unii dintre noi, câteodată în viață, Iona a ascultat pe Dumnezeu, dar l-a ascultat pe jumate. Știți până unde l-a ascultat pe Dumnezeu? Până acolo încât Dumnezeu i-a zis să se scoale, el s-a sculat. Dumnezeu i-a zis să meargă la Ninive și în partea a doua el a zis: eu nu mă duc la Ninive, eu mă duc la Tars. Din ce am citit, reiese că dacă Iona mergea din prima la Ninive, toată cheltuiala era a lui Dumnezeu. Plătea Domnul tot. Din ce citim, reiese că s-a dus la Tars și biletul cine l-a plătit? El. El a plătit biletul la Tars. Și-a luat bilet la cală.
Doarmă, doarmă liniștit. O zis, mă duc la Tars. Dar de ce merge Iona la Tars? Mă duc la Tars pentru că eu la Tars vreau să fiu departe de Domnul. Iona, e direcția bună? Asta e direcția ta? Acolo te-a trimis Dumnezeu? Te-a trimis Dumnezeu să mergi să dormi în cală? Când oamenii din Ninive se pierd pe cape de unul după altul, bătinii, te-a chemat Domnul în secolul 21 să dormi la cală? Adică să fii creștinul acela satisfăcut? Eu sunt mântuit, mărit să fie Domnul, ce-o mai fi cu celălalt Dumnezeu cu mila? Stăteam de vorbă cu cineva ieri, eram la un eveniment plăcut, la o nuntă, și cineva m-a abordat într-o direcție și a zis, frate Daniel, nu mai spuneți voi, nu mai spune tu că în Oltenia e așa și nevoie și aia, că e nevoie și aici, la noi și asta. Și am zis, așa este. Zic, dar pot să spun o întrebare, e valabilă. Ce căutăm noi doi aici, dacă noi am realizat amândoi cât de mare e nevoia de evangelizare? Ce căutăm noi să stăm la masă să mâncăm? Dacă ai realizat ca și mine că e mare nevoie de evangelizare și te poți desprinde de unde te-ai priponit așa de când te-ai născut și ai zis că pe tine nu te mută de aici nici Dumnezeu dacă vrea să te mute, ce căutăm noi să stăm pe loc? N-ar trebui. Îmi spunea mirele la ultima îmbrățișare când am plecat din Înghelul, l-am invitat la Orșova și a zis, frate Daniel, eu vin la Orșova, dar vin cu o condiție. Pe mine să nu mă puneți să predic în biserică. Mie, pe mine să mă puneți să predic pe stradă. Și am zis, de la Domnul lucrarea, vino că eșelnița are foarte multe străzi. Când o să terminăm cu eșelnița, o să mergem la Orșova. Și când terminăm cu Orșova, ne mutăm la Severin. Și după aia zic, mergem la Bălcescu, la Vânju și o să mergem numai pe stradă. Zice, frate, eu la asta am fost chemat, să fiu misionar de stradă, să fiu pe stradă. Domnul să te binecuvinteze, am spus. Iona, omul care și-a pierdut direcția. Adică, dacă aș compacta puțin expresia aceasta după numele care îl purta el, și anume numele lui însemna porumbel, aș spune un porumbel rătăcit. Se poate să mai rătăcească și porumbeii. Se pot și porumbeii să rătăcească. Iona, omul acesta care trebuia să facă lucrarea aceasta lui Dumnezeu, să știți că în scrierea aceasta personajul principal nu este Iona. În scrierea aceasta, așa ca și în viața dumitale și în viața mea, personajul principal nu suntem noi. În viața lui Iona, personajul principal n-a fost el, n-a fost nici măcar peștele care s-a dat. În viața lui Iona, personajul principal a fost Dumnezeu. Ca și în viața mea și ca și în viața ta. Personajul principal din viața noastră, din trăirea noastră, din existența noastră, este Dumnezeu. De la El avem sursa aceasta de a ne putea dezvolta, de la El avem aerul, de la El avem viața, de la El avem ființa, de la El avem mișcarea. Auzi, pentru că te poți mișca, este un har de la Dumnezeu în care Dumnezeu a investit și investește mult. Noi nu ne mișcăm în inerție, noi ne mișcăm în harul lui Dumnezeu. De aia de multe ori nu ne lăsăm împinși de orice sindrom ca să ne mișcăm. Adică pe mine nu mă mișcă un ritm. Dacă cineva îmi dă un ritm, eu mă mișc. Nu, eu mă mișc cum îmi îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, că e Dumnezeu adevărat. Și dacă Duhul lui Dumnezeu mă îndeamnă să mă mișc, atunci mă mișc. Dar dacă îmi spune Daniele, poți să stai și așa, să ridici mâinile spre cer și să-L auzi pe Dumnezeu. Nu trebuie să te, așa, să te, știi, ca galeria. Că noi nu suntem la galerie aici. Noi aici suntem în prezența lui Dumnezeu. Ninive era o cetate păgână. Oamenii aceștia trăiau într-o atmosferă departe de Dumnezeu. Ajunsese să fie sub asirieni. Pe vremea când Iona era slujitor și activa ca și slujitor, era pe vremea lui Ieroboam al doilea. Ieroboam al doilea era unul dintre băieții lui Ioas. Știți ce spune istoria? Și Wikipedia, nu numai scrierile biblice, și Wikipedia spune lucrul acesta. N-a făcut altceva decât să facă rău. Adică să se depărteze de Dumnezeu. Acum înțelegeți inima lui Dumnezeu de ce era focusat cu privirea spre Ninive, să meargă acolo să predice Iona cuvântul lui Dumnezeu? Acum îl înțelegem noi pe Dumnezeu, de ce pe Dumnezeu arde inima lui, cu ghilimele de rigoare, pentru orașul acesta. Noi aici, în adunare, în sanctuar, suntem poate 100 de oameni, 100 și un pic. Afară, pe stradă, sunt mii de oameni.
Sunt mii de oameni care n-au direcție. Sunt mii de oameni care unii din adolescența lor, din copilăria lor și-au pierdut direcția. Sunt oameni care arată bine prin exterior, care au potență financiară, care au abilități ieșite din comun. Poate unii dintre cei care sunt în lume ne depășesc pe noi la abilități și totuși ei nu au o direcție. Ei și-au pierdut direcția și Dumnezeu spune în seara aceasta: eu vreau ca voi să fiți oameni care să aveți o direcție bună, pentru că dacă voi sunteți indicatoare spre cer, oamenii aceia au toate șansele să ajungă în cerul lui Dumnezeu. Știți ce mi-e teamă? Știți ce mi-e teamă în seara aceasta? Că s-ar putea să fie persoane între noi care și-au pierdut direcția, care merg într-o direcție greșită, care merg în pornirea voii inimii lor și spune: nu, așa mă duc, că eu așa am primit. Eu așa mă duc, așa e tiparul meu de gândire și eu din tiparul meu de gândire nu ies. Mă, omule, dar nu-i biblic, nu mă interesează. Eu așa am primit și eu așa vreau să mă duc. Dar dacă nu-i place lui Dumnezeu, nu mă interesează, eu mă duc așa. Alții spun: auzi, știi ceva? Eu nu ies din religiozitatea mea. Spuneam dimineață la botez, diferența dintre adevărul biblic și altele sunt când oamenii sunt mici, îi botează cineva. Când oamenii sunt mari, se botează. O zis omul acela, prim-ministrul acela care merea prin pustiu, o zis către Filip: Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Nu o zis: Filip, uite apă, ce mă împiedică să mă botez tu. O zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Și o zis: Filip, din exterior nu te poate împiedica nimic. Doar dacă intri un pic în interior să vezi dacă crezul tău e în cine trebuie, adică în cel care dă direcție vieții. Și eu zic: da, cred că Iisus Hristos e direcția mea. O crezut bine? Foarte bine, că Iisus a zis așa: eu sunt ce? Calea, direcția, adevărul și viața. Lăudat să-i fie numele. Ar mai fi câteva lucruri de spus în introducere, dar aș vrea să le depășesc, aș vrea să merg mai departe. Am împărțit mesajul din seara aceasta în două părți. Prima parte, vom vedea cum poți să-ți pierzi direcția, cum poți să te rătăcești. Care sunt cauzele pierderii direcției? Care sunt sindromurile după aceea? Ce trăiește omul când începe să-și piardă direcția? Vom vedea că sunt cel puțin patru compartimente din viața noastră în care sunt afectate. Și în seara aceasta, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, dacă sesizezi unul dintre ele, să știi că în momentul acela sau în direcția aceea sau pe punctul acela va trebui la finalul slujbei să te rogi înaintea Domnului ca Domnul să aducă reabilitare. Că mai devreme sau mai târziu s-ar putea să te dezechilibrezi și să-ți pierzi direcția. Omul acesta era gura lui Dumnezeu. Stimaților, cu tot respectul, pentru că sunt prietenii noștri și sunt frații noștri de credință, cei care vă primesc cu zâmbet și dau mâna cu dumneavoastră și vă binecuvintează când intrați în adunare. Dar Iona nu era un om la ușa bisericii. Iona nici măcar nu era unul care făcea colecta și nici măcar nu era un predicator care trebuia să citească mai multe cărți și Biblia și asta ca să-i vină o idee, să pună un mesaj pe o hârtie sau pe o tabletă și să vină să-l spună bisericii. El era gura lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu dicta și Iona vorbea. Și când Iona vorbea, tresărea oamenii. De ce? Pentru că vorbea Dumnezeu prin el. Și într-o zi omul acesta și-a pierdut direcția. A luat-o pe un drum greșit. În loc să fie sub autoritatea lui Dumnezeu, în loc să fie sub resursele lui Dumnezeu, în loc să fie sub prezența autentică a lui Dumnezeu, el a rămas sub autoritatea lui Dumnezeu, că nu l-a scăpat. El a zis: mă duc departe de fața Domnului. Și ce e interesant, tocmai când a ajuns la temeliile munților, era cel mai aproape de Dumnezeu, că Dumnezeu era acolo. Când au ajuns acolo, la temeliile munților, și când au văzut lumea aceea ascunsă a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o ține într-o ordine deosebită, fiecare pește are traseul lui, fiecare, eu știu, viețuitoare de acolo știe ce trebuie să facă, dintr-o dată au zis: Dumnezeu, stai, Iona, că am pregătit pentru tine un submarin, te plim. Te plim pe gratis, pentru tarsa ai plătit, pentru submarin am eu grijă. Care sunt domeniile în care omul, atunci când se rătăcește, poate să fie afectat? Pentru că, așa cum spuneam, mă repet, a fugi de fața Domnului este doar o iluzie a omului. Realitate nu este. Sunt oameni care încearcă să fugă de Dumnezeu. Spune: Domnule, eu nu vreau, îmi spunea cineva despre un prieten al lui, că tot l-a chemat la biserică și a zis: hai la biserică, hai cu mine la biserică, dacă vezi schimbare în viața mea, dacă mi-ai pus o sumedenie de întrebări și m-ai întrebat de ce m-am pocăit și ți-am spus că am citit Biblia, vine cu mine la biserică. Și a zis omul ăsta: auzi, eu nu vin la biserică acolo la voi, am o teamă, zis, dacă eu intru acolo în biserică, eu nu mai ies de acolo.
Sunt oameni care și-ar dori toate binecuvântările lui Dumnezeu să le primească. Dar când îi se umble cu Dumnezeu sau să slujească pe Dumnezeu, ăla este fanatism religios. Nu putem, zice frate, să fim ca și voi. Eu nu pot să fiu ca și voi toată ziua numai cu Dumnezeu. Eu mai am și altele de făcut. Eu mai am și alte drumuri. Și ce spune în cartea Proverbe, citeam și dimineața versetul acesta, îl recitesc și pentru noi în seara aceasta. Spune în cartea Proverbe, în capitolul 14 cu versetul 12, auziți ce spune cuvântul Domnului aici? Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, la moarte. Multe drumuri pot să fie frumoase. Multe drumuri sunt acelea care poți să intri pe ele. De exemplu, dacă vrei să ajungi într-o altă țară decât Belgia, așa mi-a venit acum exemplu acesta să vi-l dau. E frumos să mergi pe autostrăzile din Belgia. De ce? De când intri în Belgia și până ieși pe toate părțile, toate autostrăzile din Belgia sunt luminate. Cum să nu fie frumos să mergi pe alea? E foarte frumos. Dar dacă dumneata ai direcție să mergi într-o altă parte, în stânga sau în dreapta Belgiei, și trebuie să mergi la un moment dat pe un drum național și ăla nu e luminat. E ciudat, nu? Îmi dați voie să vă mai dau un exemplu de un om care tot așa a primit din partea lui Dumnezeu o slujbă și la un moment dat spune omul acesta, spune oful înaintea lui Dumnezeu, dar a primit o slujbă grea, că nu slujbele înaintea lui Dumnezeu, nu toate sunt numai poleite cu aplauz. Nu, când slujești pe Dumnezeu trebuie să-ți asumi că te încrezi în Dumnezeu unde vrea să te trimite El. Auziți ce spune Ieremia capitolul 20 cu versetul 7? M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, adică m-ai chemat, Doamne, mi-ai spus că mă chem de tânăr să te slujesc și te-am crezut pe cuvânt că mă chem la slujire. Mi-ai spus că vrei să faci din mine un slujitor al tău. Mi-ai spus că mă chem să dărâm, să nimicesc și după aia să zidesc și să construiesc. Mi-ai spus ca să nu tremur înaintea oamenilor, ca să nu mă faci tu să tremur înaintea oamenilor. Mi-ai spus atâtea lucruri și spune la un moment dat, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Dar spune Ieremia, știi ce n-am știut eu, zice? Slujba la care mă chem tu, n-am știut că e atât de pregnantă, n-am știut că e atât de mult cere slujba aceasta. Auziți, ai fost mai tare decât mine și mai biruită în fiecare zi. Auziți cum spune omul acesta, în fiecare zi. Sunt o pricină de râs pentru toată lumea, își bate joc de mine. Ieremia era profet. Ieremia mâncase sulul din scrierile lui Dumnezeu. Și după ce termina de mâncat, o zis, pe cerul gurii, am miere. Omul acesta spune în felul următor, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig stâlnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bajocură toată ziua. Nu e așa că la un moment dat când auzi că primești o astfel de chemare, îți vine să fugi la Tars? Îți vine să te urci pe o croazieră și să-ți iei o cameră acolo și să te plimbi pe Dunăre? Să te urci de aici de la Orșova și să te duci până la Sofia și să spui, dar de ce trebuie să fiu eu păsate să slujesc? De ce trebuie să mă duc eu la văduve? Ce treabă am eu să caut la oamenii care au nevoie de o vorbă bună când eu sunt atât de doritor să mă duc să mă simt bine? Care sunt cauzele pierderii direcției? În primul rând, prima cădere este căderea mentală. Prima afecțiune care îi se întâmplă omului care își ratează direcția, omul acela începe să fie căzut la nivelul mental, la nivelul emoțional. Te uiți la omul acela și nu-l mai vezi să ducă cu el zâmbetul acela glorios de om mântuit. Cum e, frate? Bine. Și cum e viața ta? Bine. Cum ți-e familia? Bine. Cum te înțelegi cu socrii? Ca toți, frate, așa, omule. Ăsta-i omul. Ăsta-i omul care începe să-și piardă direcția. Pentru că vreau să vă spun ceva. Și majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta. Când diavolul încearcă să lovească într-un om, mai întâi și prima dată, lovește în identitatea omului. Să-l facă pe om să se simtă că nu e bun. Păcatele se văd și în exterior. Auzim despre cineva că a comis un păcat și, eu știu, l-a comis cu mâinile prin violență sau prin a lua lucruri care nu-i aparțin. Am dat un exemplu. Dar vreau să vă spun ceva. Nu ăla este lucrul cel mai important. Știți ce este cel mai important? Că diavolul a reușit să lovească identitatea acelui om. Prin ce fapt l-a lovit?
prin faptul că l-a determinat pe omul acela să calce în picioare o poruncă a lui Dumnezeu. De fapt, când diavolul lovește în identitatea ta și în identitatea mea, nu face altceva decât vrea să lovească în Dumnezeu. De ce? Pentru că pe noi Dumnezeu ne-a creat. Și când diavolul reușește să-l lovească pe om la nivelul minții, omul începe să se desconsidere pe el. Omul începe să spună, nu sunt eu bun să fac asta, nu pot eu să mă ridic de aici, nu cred că voi reuși vreodată, nu știu dacă... Știți ce e interesant, stimaților? Că de multe ori suntem gata să ne punem în exercițiu, suntem gata să ne punem în forfoto, suntem gata să dăm timp din timpul nostru, suntem gata să stăm cu nopți nedormite, doar îl schimbăm pe cel de lângă noi. Reține bine ce spun în seara aceasta și să nu uiți niciodată, tu și cu mine nu putem să schimbăm pe nimeni, singura persoană pe care tu poți să o schimbi ești tu. Nici măcar pe soția ta nu poți să o schimbi tu. Nici pe soțul tău nu poți să-l schimbi tu. Nici pe cel de lângă tine nu-l schimbi tu. Singura persoană pe care poți să o schimbi ești tu. Și când tu te vei schimba, se vor schimba lucrurile din jurul tău. De cele mai multe ori am zis, n-am timp de mine, dar am timp de ceilalți. Îi schimb eu pe ăștia din jurul meu. Mai întâi, schimbă-te pe tine, să vezi cât de mare e efortul. Și pentru asta ai fost chemat să te schimbi pe tine. Și după aceea se vor schimba și ceilalți. Și dacă vedeți oameni care arată frumos și prin interior și pe exterior, și dacă vedeți familii care arată ca un model, și dacă vi-e drag să mergeți în bisericile unde sunt oameni care se închină înaintea lui Dumnezeu, să știți că acolo sunt oameni care au ales să se schimbe ei pe ei și schimbându-se ei s-a schimbat toată atmosfera și acolo e prezența lui Dumnezeu, aleluia! Când o să cauți să-i schimbi după alții, nu se va întâmpla nimic, absolut nimic. Știți de ce? Că ăsta e mersul lumii. Uitați-vă în lume. Ce caută oamenii cu putere din lume? Ce caută să schimbe? Masa de oameni. Adică vine câte unul care calcă în picioare orice legislație care el a dat-o în vigoare. Și vor ca toată masa de oameni să se supună acelor legislații pe care le dau ei. Când e vorba de ei, cât de mare a fost frustrarea? Dau un exemplu. Că a fost pentru noi, cei mai mulți care mai suntem pe social media, am mai văzut lucrul acesta. Cât de frustrant a fost când noi umblam toți cu mască așa, unii cu câte două, unii cu câte două, și alții să stau în birou, picior peste picior, la whisky și la pipă. Cum era? Și aia sunt oamenii care au zis, bă, noi îi schimbăm pe oameni. Vreau să spun ceva în seara aceasta. Singura persoană pe care o poți să schimbi, acela ești tu. Acela ești tu. Nu... E normal să fii nefericit, normal este să fii fericit. Mi-aduc aminte lucrul acesta, n-am să-l uit, pentru că este ceva care mi-a rămas în minte și va rămâne. Am predicat la câteva nunți, pornind de la ideea aceasta, astăzi vă vorbesc despre fericire, într-o zi o să vă întreb dacă sunteți fericiți, pentru că copiii lui Dumnezeu trebuie să fie fericiți. Știți de ce? Pentru adevărul care este scris în cartea aceasta. Și în cartea aceasta stă scris că adevărata fericire nu este să ai, ci să fii. Și noi ce suntem? Suntem fii lui Dumnezeu. Păi dacă un copil al lui Dumnezeu nu e fericit, pot să vă întreb ceva și să nu vă fie greu dacă vreți să vă dați și un răspuns la nivelul minții. Dacă un copil al lui Dumnezeu nu poate să fie fericit, atunci cine e fericit? Cine poate să fie fericit? Cel care a câștigat la loto, la 6 din 49 și după 2 ani și-a luat viața, ăla a fost fericit? Știți că în România, din 100% dintre cei care au câștigat la loto, 99,9% și-au luat viața sau au pierdut totul și au venit peste viețile lor fel și fel de furtuni și astea și n-au mai știut să iasă din ele și au pierdut tot și n-au mai rămas cu nimic? Păi ei numim noi oameni fericiți? Pe acela îl numiți dumneavoastră om fericit care a luptat toată copilăria și toată tinerețea lui să agonisească și s-a făcut un imperiu și la primul val care a venit peste mintea lui și l-a doborât diavolul la nivelul minții, s-a urcat pe Intercontinental în București și s-a urcat în cap. Ăla îl numiți dumneavoastră un om fericit? Ăia sunt oamenii fericiți de la știrile de la ora 5 când auzi că toți au făcut numai aia și aia și aia. Pe aceea îi numiți dumneavoastră oameni fericiți. Eu numesc fericit ce numește Biblia fericit. Și Biblia spune că cine este copilul lui Dumnezeu este un copil fericit. Pentru că fericirea este să te apropii de Dumnezeu. Și noi în seara aceasta suntem aici să ne apropiem de Dumnezeu că vrem să fim fericiți.
N-am plecat de acasă numai să venim să bifăm un program spiritual. Noi am plecat de acasă pentru că ne dorim foarte mult să fim fericiți. Însă ca să fii un om fericit, va trebui să ai un mental tare la nivelul minții, să nu accepți nimic din ceea ce diavolul vine să te minte. El este tatăl minciunii. E capodopera lui minciuna. De aceea o transmite și o dă la copii de când sunt mici. Pentru că el știe că prin asta va cuceri. El nu spune Biblia despre el că e tata criminalilor sau e tata defăimătorilor. Este tatăl minciunii. Știți ce acceptăm noi cel mai repede la nivelul minții? Să fim mințiți. La nivelul minții aici, să fim mințiți. O altă pierdere care îl determină pe om să-și piardă direcția sau o altă cădere, pe lângă căderea mentală, este căderea fizică. Cade omul la nivelul minții și după aceea va începe să cadă la nivelul fizic. În secolul 21, în secolul în care suntem noi, când întreb pe cineva, ce-i cu tine? Zice, așa am o stare, zice, mă dor toate, mă doare și aia, așa, dar de ce doare? Cred că am depresie. Cred că m-am îmbolnăvit de depresie. Am ajuns să fim generația, dacă unul vine și zice că nu a avut depresie, să fie suspect. Bă, e ceva cu tine, mă, tu n-ai avut depresie? Tu ai ajuns să fii nedepresiv? Adică, cum ai reușit tu să... Că doar noi toți am fost în depresie. Spunea o tânără zilele trecute, frate, zice, eu cred că de la vreo 13 ani am fost în depresie. Cum ai reușit? Adică cum? N-ai găsit cămașa care s-o pui pe păpușă și ai intrat în depresie? Adică n-ai găsit răspunsul la rugămintea mamei tale când mama ta te-a rugat să-ți faci patul? Tu n-ai găsit răspunsul, da, mamă, îmi fac patul și ai intrat în depresie? Cum reușești să intri în depresie? Sunt oameni în Scriptură și nu numai, care au purtat anumite boli în trupurile lor, pentru că n-au fost atenți la direcția care Dumnezeu le-a dat-o. Sunt oameni și în vremea aceasta, nu toți, că nu toate bolile sunt o plată a păcatului. Unele, spune Biblia, că sunt spre slava lui Dumnezeu, să se arate slava lui Dumnezeu. Dar cele mai multe probleme de ordin fizic din viața oamenilor sunt datorită faptului că la un moment dat oamenii aceia și-au pierdut direcția. Au început cu Dumnezeu și la un moment dat au ajuns să iubească mai mult lumea decât pe Dumnezeu și Dumnezeu a fost pus în situația aceea să-i constrângă și într-un fel să-i aducă lângă ei. Și fiecare dintre noi am auzit și fiecare dintre dumneavoastră ați văzut oameni care în urma unei nefericite boli s-au trezit și au venit la Dumnezeu. Nu aceasta este norma prin care Dumnezeu vrea să-i aducă pe oameni la El prin boală. Dumnezeu și-ar dori așa de mult ca toți să fim cu El, să fim sănătoși, să umblăm în sănătate. Însă, datorită păcatului, datorită faptului că odată la nivelul minții ai acceptat că tu nu poți să dormi fără medicamente, din cauza depresiei și anxietății, tu nu poți să dormi fără medicamente și trebuie să iei medicamente în loc să iei Biblia. Și iertați-mă, nu vreau să fiu fanatic, să nu credeți că sunt fanatic, dar când cât se poate de realist, cum spune cuvântul, în loc să iei Biblia acasă, să mergi să o deschizi așa frumos și să o duci undeva acolo la psalmul acela care spune în felul următor, deci în loc să mergi să iei Biblia, să deschizi la psalmul 4 și să citești versetul 8 și să spui așa, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea, prefer să iei niște medicamente care nu să facă altceva decât să-ți stopezele funcțiile vitale și să devii o legumă, să dormi cu medicamente, când medicamentul pentru problema ta de genul acesta ar fi să citești cuvântul lui Dumnezeu, să-L crezi și să te culci. N-a spus amin niciunul. E greu, zice asta, nu o să facem așa. Persoane care la 20 și ceva de ani dorm cu un pumn de medicamente. Mame cu copii care nu se pot odihni. Bărbați care trebuie să iau un pumn de medicamente ca să poată să stea în picioare. Oameni care ajung să trăiască în niște stări de neconceput. Și din nefericire oamenii aceștia ajung în biserică, stau în biserică, sunt în biserică, sunt la părtășie și problema lor cea mai mare este că Dumnezeu nu poate să le rezolve cauzalitatea lor. Cântă despre Dumnezeu că e mare, cum am cântat și noi.
Cântă despre Dumnezeu că poate să întrețină toată lumea. Cântă despre Dumnezeu că a creat toate cele văzute și nevăzute. Și când îi se cânte, Doamne, îți dau inima mea, ți-i zice, Doamne, nu știu dacă poți să-mi conduci viața, lasă mai conduc și eu ceva din ea. Și ajungem noi să ne conducem. Ajungem noi să ne conducem și atunci când ne cheamă Dumnezeu în slujba Lui, noi nu putem, că noi suntem în lamentație spirituală. N-ați observat că există sindromul acesta? Există de demult, Dumnezeu l-a lăsat să fie în Biblie ca să înțelegem că există, nu să-l repetăm. N-ați observat că Ilie, după ce a avut o mare experiență, după ce 850 de oameni au zidit un altar. V-ați pus vreodată întrebarea cum au arătat altarul la care au zidit 850 de oameni? Vă dați seama că cât de repede l-au făcut și au pus acolo tot și au început de dimineață și până la prânz au început să strige și după aceea i-a ironizat Ilie și după aceea au început să-și facă tăieturi, adică să se felieze așa cu sabie și astea și după aceea au început să facă altele și să zică ascultă-ne, ascultă-ne Bale și a fost noapte în China că nu i-a ascultat nimeni. Și erau 850 și au venit unul. Vă dați seama că Ilie a fost și obosit fizic și a zidit altarul singur. O zis, dați-mi 12 pietre că urmează să-mi zidesc un altar. După ce a zidit altarul acela și o săpat și un sanț în jurul lui, o zis, nu, aruncați acum pe tot ce e aici pe altar, aruncați 120 de litri de apă. Și spune Biblia că la jertfa de seară s-a dus înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat și a zis, Doamne, coboară focul Tău peste jertfa asta. Și a venit focul lui Dumnezeu și a mistuit tot. Știți ce e interesant? Că după această mare biruință vine un mesaj, așa cum a venit și la tine, așa cum a și venit și la mine de multe ori. A venit mesajul de la Izabela și i-a zis așa Izabela într-o telegramă, într-un SMS, i-a zis, Ilie, pe viața mea când te prinde omor. Și a zis Ilie, păi dacă așa stau lucrurile și Dumnezeu m-a lăsat singur, nu așa au zis, am rămas singur, Doamne. Dacă m-ai lăsat, dar tu la Ninive mă trimiți, Doamne, pe mine. La netăiații aia împrejur, la oamenii aia, mă, la aia trebuie să mă duc eu să le predic, mă. Dar ce să caut eu la Orșova, să stau la Orșova, când toată lumea se duce în orașele cele mai frumoase? Ce să caut eu să mă duc pe sate? Ce să caut eu să mă duc să predic Evanghelia la spitale? Ce să caut eu în parcările de tiruri să mă duc să le duc la oameni cuvântul lui Dumnezeu? Ce să caut eu acolo duminica? Nu, că e disconfort! Să mergi duminica într-o parcare de tir și de la om la om să-i duci cuvântul lui Dumnezeu, să-i duci un sandwich, să-i spui că Dumnezeu îl iubește. Cel mai frumos duminica este după slujba de dimineață să ajungi acasă, stai la masă cu familia, cu cei dragi, dai un pui de somn, te trezești la 5, te întinzi, bei un Red Bull și vii la biserică. Și vezi ce să mai petrece la biserică și după aia spui, măriți să fie Domnul cât e de bun. O altă cădere... Pe lângă căderea mentală și căderea fizică, să fac aici o paranteză spunând că pentru fiecare dintre ele Dumnezeu are remedii. Iertați-mă, în Isaia 26, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, Tu îmi dai pacea Ta și pacea asta pe care mi-o dai Tu e tot ce-mi trebuie. De foarte multe ori oamenii caută pacea, dar nu o caută unde îi. În Biblie se vorbește despre șalomul lui Dumnezeu. Șalom în original înseamnă întreg. Păi ca să ai pacea lui Dumnezeu, sunt patru domenii în care ai nevoie de pace. Pace cu Dumnezeu, pace cu tine însuți, pace cu familia și pace cu oamenii din jur. Și de ce de multe ori nu gustăm pacea aceasta, șalomul acesta lui Dumnezeu? Că unul dintre domeniile acestea avem o problemă. Și de ce ești în seara aceasta aici? Să înțelegi că Dumnezeu vrea să-ți dea șalomul Lui ca să ai pace. Să ai pace. Apoi, legat de problema aceasta fizică, spune cuvântul Domnului în Exod 15:26 că Dumnezeu este acela care a promis, de demult a promis Dumnezeu că dă vindecare. Și în Iisus Hristos a împlinit lucrul acesta, pentru că El este acela care poate să vindece bolile, lăuda să-i fie numele. A treia cădere, pe lângă căderea mentală, după căderea fizică, este căderea spirituală. Căderea spirituală. Nu v-ați pus niciodată întrebarea aceasta? Eu mi-am pus întrebarea aceasta astăzi. Cum a putut un om care era gura lui Dumnezeu să zică eu vreau să fug de Dumnezeu? Eu nu vreau să stau lângă Dumnezeu. Dar Iona, de ce vrei să fugi de Dumnezeu? Că Dumnezeu numai te-a trimis. Dumnezeu nu te-a bătut, cum spun cei mai mulți că Dumnezeu bate. Dumnezeu nu a făcut altceva decât ți-a zis Iona, du-te!
Pentru că ești gura mea, du-te și spune-le oamenilor să se întoarcă la mine. Dumnezeu a zis lui Iona să meargă. Nu spune că l-a constrâns, nu spune că a făcut alte cele. Dimpotrivă, Dumnezeu a zis: Iona, dacă mă asculți pe mine și te duci la Ninive, suport toate cheltuielile. Eu te hrănesc, eu te port, eu te duc, eu te aduc, eu o să fiu cu tine. Că nu era simplu să meargă să predice Ninive la niște oameni care se închinau la alte zeități, când merea Iona să le spună despre Dumnezeu la adevărat. Să nu credeți că l-aplaudau oamenii toți și spuneau: bine ai venit, evanghelistul Ion, bine ai venit, frate proroc Iona, ce ne bucurăm că ai venit la noi. Pentru că prorocii sau slujitorii lui Dumnezeu, din nefericire, dar asta este o realitate, noi nu prea avem mulți prieteni. Dacă încep să mă iubească toți și să iau prieteni pe toți, încep să pun întrebări, cred că nu mai sunt eu în direcția care trebuie, că nu poți să ai mulți prieteni, că în decursul vieții tu te întâlnești cu oameni care și-au mai pierdut din sens și tu, dacă ești onest și cinstit și îl iubești pe omul acela și vrei să ții la cuvântul lui Dumnezeu, mergi și spui: auzi frate, ai intrat așa, ai luat undeva, ai ieșit, ai ratat ieșirea, asta nu trebuia să ieși, trebuie să mergi mai departe, încă nu-i finalul, mai avem de mers, mai avem de mers, nu ne oprim acum, nu tragem pe dreapta și stăm aici. Adică dacă am spus că cu Domnul până la moarte, nu murim spiritual înainte să murim fizic. Nu, mergem până la moartea fizică, este prima, și după aia mergem spre veșnicie cu Dumnezeu. Adică nu te oprești. Ai fost o săptămână în tabără și a fost power, a fost bine, te-ai simțit bine, te-ai eliberat. Ai plecat de acolo așa o tânără nou-nouță și un tânăr nou-nouț. Acum nu te oprești. Adică dacă o săptămână ai putut să te rogi acolo, că a fost un program și cineva a așezat totul frumos, că dimineața să ne trezim cum trebuie, să ne rugăm, să ne spălăm pe dinți, să facem treburi și asta, nu știu ce. Acum nu te opri de mâine. Acum de mâine nu zici: oh, m-am obosit o săptămână, mă întorc la ritmul meu de viață. Păi nu-i normal, normal este să mergi mai sus. E scumpa minu în seara asta. Și ce spune un verset din Apocalipsa, dacă pot băieții să-l găsească, nu-mi vine acum în minte exact cifra lui, știu că este spre finalul cărții Apocalipsa, cred că în capitolul 21 sau 22, este versetul acela care spune în felul următor, auziți așa: cine s-a sfințit, cine se sfințește, să se sfințească în continuare, adică să meargă în sfințenie tot în sus, și cine s-a întinat, zice, să se întineze în continuare. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cam când ar putea să se întâlnească cele două tabere? Sfinții și cu cei care se întinează, cam cât când ar putea să se întâlnească? Niciodată. Pentru că cine e sfânt și ce face, nu face altceva decât să meargă tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus cu Dumnezeu. Și ăștia care se întinează merg tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Știți care e paradoxul? Știți care este paradoxul? Că de multe ori tindem în loc să ăsta să... Uite așa venim, ia, uite așa venim, tot mai vedeți să spre care ăsta, noi în loc să mergem în sus să ne sfințim. Căderea spirituală. Și ce înseamnă căderea spirituală? Este expresia aceea pe care au folosit-o Adam și cu Eva. Când au zis: Dumnezeu, unde sunteți? Și au zis: Doamne, ne-am ascuns că suntem goi. Cine v-a zis că sunteți goi? Cine v-a spus că sunteți goi? Doamne zice: ne-am greșit direcția. Tu ne-ai trasat un drum unde să venim să ne întâlnim cu tine și să stăm acolo, dar noi am ales într-o dimineață să nu mai venim acolo și ne-am dus altundeva, la o altă șoaptă. Și ce ați primit de acolo? Păi de acolo am primit foarte multe teorii ale probabilității, că oare, dacă, oare o zis Dumnezeu, oare așa? Și Dumnezeu îi întreabă: dar v-am spus eu odată așa cuvintele sub forma de probabilitate sau v-am zis că pe viața mea nu doresc moartea păcătosului? V-am spus eu vreodată ceva și v-am dezamăgit? V-am spus eu vreodată și v-am mințit? V-am spus eu vreodată că nu vin în răcoarea că vin și n-am venit în răcoarea dimineții? Cine v-a spus că sunteți goi? Nu cumva ați plecat de lângă mine? Îți aduce aminte cât de frustrată este situația aceea când vrei să vorbești cu cineva și te uiți la aparatul acela, telefonul mobil, și scrie acolo low battery? Și e o convorbire importantă, vrei să vorbești, vorbești cu iubirea vieții tale sau vorbești cu cineva care e momentul ăla care zică: da, mă, fac business-ul ăsta cu tine, cât e? 18.000 de euro, cât e acolo, vreau să le fac împreună cu tine. Și momentul acela îți apare pe telefon low battery, că îți vine să faci orice, bă, dacă îl pierd pe ăsta. Vă dați seama cât de afectat a fost Dumnezeu? Vă dați seama cât de mult l-a durut inima pe Dumnezeu? Când Adam cu Eva au venit și au zis: Doamne, suntem goi și ne-am ascuns. Dar de ce v-ați ascuns? Că eu v-am chemat tot timpul să fiți în lumină. Eu nu sunt un Dumnezeu care chem pe oameni la întuneric. Eu umblu cu Dumnezeu, cu oamenii, și oamenii umblă în lumina mea. Ei trăiesc în lumină în fiecare zi.
O altă cădere este căderea socială, mentală, fizică, spirituală și căderea socială. Fug oamenii de părtășie, fug de sprijin social. Nu mai vor oamenii să fie iubiți, vor să fie izolați. Nu mai vor oamenii să le spui o vorbă bună, zice, frate, n-am nevoie de vorbă, eu mă descurc, eu lasă-mă. Nu mai avem putere să ne acceptăm unii pe alții. Nu mai avem dorință să ne rugăm unii pentru alții. Cauzele mele sunt cele mai importante. Am eu ce să-i spun lui Dumnezeu, ale mele multe. Dar ce îi spui lui Dumnezeu în fiecare zi? Îi aduc aminte că am numai două camere și aș vrea să am patru. Îi aduc aminte că am, eu știu, mă facem reclamă acum, dar am o mașină așa din 2013, aș vrea și una din 2030, dacă se poate. Atunci când alegi să fugi de Dumnezeu, rezultatele sunt singurătate, dezamăgire, descurajare. Închei în seara aceasta, închei în după masa aceasta, răspunzând la o altă întrebare. Este punctul 2 și cu acesta încheiem. Cum poți să-ți regăsești direcția? Știi cum poți să-ți regăsești direcția? Primul lucru care trebuie să-l faci în seara aceasta ca să-ți regăsești direcția este să-L strigi pe Domnul în ajutorul tău. Nu să te lamentezi. Nu să te văicărești. Nu să te izolezi. Nu să închizi ușa și să spui, nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, lăsați-mă în pace. Nu, ci să începi să-L strigi pe Dumnezeu. Noi n-am citit partea aceea narațiune unde Iona ajunge să fie aruncat din corabie, ajunge în vâltoarea mării, Dumnezeu trimite un pește mare, îl înghite. Poate cineva zice că asta e fabulă, nu e fabulă, că în 1900 și un pic și ziarele din India și ziarele din alte state din lumea aceasta au scris despre evenimentul acesta când Dumnezeu a trimis un pește mare ca să înghită un corp uman și după aceea l-a lăsat pe mal. Însă omul acesta începe să strige, să-L cheme pe Dumnezeu, zice versetul 1, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștului, dar putea să zică Iona, oricum am fost atât de jos, nu mă mai ascultă Dumnezeu, ce treabă mai are Dumnezeu cu mine, ba mai are Dumnezeu treabă cu tine, strigă-L în seara aceasta și spune, Doamne, am nevoie din nou ca să fiu pe direcția bună, Doamne, am nevoie din nou de certitudinea că sunt pe direcția bună, Doamne, Doamne, nu mai vreau să mă duc la întâmplare, nu vreau să mai mă duc așa cum merg cei mai mulți, nu, Doamne, vreau să fiu lămurit că direcția care mi-a dat-o e direcția cea mai bună. Strigă la Dumnezeu în seara aceasta. Un oameni strigă în lume după multe lucruri și n-au nicio valoare, n-au niciun sens. Măcar noi care știm că avem o relație cu Dumnezeu, bine ar fi să începem să strigăm la Dumnezeu. Spunea fratele Nicu aici să ne bucurăm de harul acesta lui Dumnezeu. Știi ce ar trebui să strigăm la Dumnezeu? Doamne, mulțumesc frumos! Doamne, mulțumesc frumos! Strigă la Dumnezeu, strigă-L în momentele acelea și lasă-L pe Dumnezeu să vină, să intervină în viața ta. Are El metodele Lui. Nu trebuie să-L învățăm noi pe Dumnezeu cum să ne scoată din impas. Nu trebuie să-I spunem lui Dumnezeu formele, cum să ne facă să-L credem pe cuvânt. Că are El metodele Lui pentru omul acesta. A avut metodele mai întâi când Iona și-a stricat și a greșit direcția. Mai întâi Dumnezeu a vorbit cu natura și a spus naturii, pune-te în mișcare. Și spune Biblia că a început furtuna pe mare. Furtuna aia nu a început așa că o vrut ea, i-a dat voie Dumnezeu să înceapă și a zis, începe să bați pe marea aceea, că pe marea aceea am un om al meu care și-a greșit direcția și nu vreau să-l pierd, că mă doare inima pentru el, că-l vreau în împărăția mea, că i-am pregătit un loc acolo. Și Dumnezeu a început să se folosească de natură și a început furtuna, și a început furtuna, și a început furtuna. A fost o furtună pe care oamenii aceia n-au știut de unde să ieși și de unde să o ducă. Și a zis, mamă, dar noi trebuie să aruncăm totul din corabie, de ce? Luziona, opriți-vă, opriți-vă. Nu mai aruncați. Ce aveți voi nevoie? Aruncați-mă pe mine. De ce? M-a ajuns radarul lui Dumnezeu. Păi, dar n-ai plătit să fugi departe de fața lui Dumnezeu? Ba, zice, da, uite că acum sunt tot mai aproape de El. Sunt tot mai aproape. Apoi, a început Dumnezeu să vorbească cu creația Lui. Și a spus peștelui acela, l-a aruncat pe Iona în apă. Du-te și închide-l. Aveți vreo explicație cum a făcut lucrul ăsta? Poate cineva să demonstreze științific cum un pește flămând de dimensiunea aceea înghite un om și
nu-i face nimic, nu mă lânghite și stă acolo în pântecul lui. Și începe Dumnezeu, după ce vorbește cu creația, începe să folosească creația lui. Îi dă un brar lui Iona ca să nu iasă coșuri pe față și să nu aibă probleme, că face insolație. Și să ceartă cu Dumnezeu și pentru umbrarul ăla. El ar fi avut un ventilator cu aer din ăla și să pulverizeze apă pe el să-și revină. Mai vreau să spun ceva. Știți care este frumusețea acestei seri? Că Dumnezeu oferă a doua șansă. Într-o lume în care nu se mai prea oferă a doua șansă, Dumnezeu vine și spune în seara aceasta la Tabor: dragul meu, draga mea, creația mea, ai a doua șansă, îndreaptă-ți direcția. Și acum vreau să te întreb din nou, așa-i că nu-i simplu în seara aceasta să te îndrepți? Dar dacă te-ai uitat la mine, așa-i că ai avea puterea să mă îndrepți pe mine? Numai că nu poți să mă îndrepți, cum nu eu nu te pot îndrepta pe tine, numai tu poți să te îndrepți în seara aceasta. Spune Biblia, și cu asta încheiem și mergem spre rugăciune, spune Biblia că cetatea aceasta, localitatea aceasta în care trebuia să meargă Iona să predice, era o localitate în care trebuia să meargă trei zile la pas să predice. Știți ce n-am găsit în cuvântul care l-am citit și asta? Că Dumnezeu nu a zis: Iona, du-te și predică trei zile într-una. O zis: vezi că cetatea aceasta are, e cât o călătorie de trei zile. Dumnezeu a zis așa: Iona, du-te și predică. Și mi-am pus întrebarea și mi-am pus mintea să-mi imaginez dacă în prima zi de predică oamenii aceștia se pocăiau, dacă în prima oră de predică oamenii deja începeau să spună: gata, renunțăm la viața asta murdară și ne întoarcem la Dumnezeu. Ce măreț este Dumnezeu în felul în care lucrează El. Că a mai avut Dumnezeu un om și ăsta nu i-a ieșit din cuvânt. Păi ăsta Dumnezeu l-a pus să facă lucruri ciudate, foarte ciudate. Și i-a zis Dumnezeu într-o zi lui Noe: Noe, pune-te și construiește o corabie, că vine furtuna, vine ploaia. Pe vremea aceea nu era ro-alert, cum am primit eu la ora 5 și un pic. Ro-alert pe telefon, să am grijă că vine ploaia și o să fie poate greu traficul. Omul acesta, i-a spus Dumnezeu așa: pune-te și construiește o corabie, că am de gând să nimicesc lumea aceasta prin un potoc de ape, pentru că răutatea acestor oameni au ajuns până la cer la mine și m-am săturat de răutate lor. Din nou aceeași pornire. Știți ce e interesant? La omul acesta Dumnezeu i-a dat mandat de aproximativ 100 de ani să predice. 100 de ani au predicat aceeași predică. Dumneavoastră și cu mine, noi, în cadrul bisericii, dacă vine unul dintre noi și repetăm săptămâna viitoare sau la următoarea slujbă, dacă repetăm predica tot asta, și ce o să zice? Bă, frate, tu mai ai ce să predici, mă? Păi, dita mai carte, așa, și tu n-ai ce să ne spui numai asta, numai asta, numai asta, numai asta. Omul acesta, 100 de ani, a predicat aceeași predică. Și construia corabia când nimeni nu construia corabii. Toți își construiau case, toți își făceau vile, toți își construiau pensiuni, toți își construiau și își măritau și își însurau nepoții, copiii și astea, că cu asta se ocupau oamenii în vremea aceea. Și Dumnezeu la omul ăsta vine și spune: Noe, te pui să construiești o corabie, am să-ți dau dimensiunile, am să te pun, ce spun de ce lemn să o faci, îți spun cu ce o ungi, îți spun unde să-i faci geamul, îți spun ce sticlă să-i pui la geam, îți spun tot. 100 de ani omul acesta a rămas pe direcție cu Dumnezeu. Și la celălalt i-a spus doar să te duci într-o cetate de 3 zile să predici Evanghelia. Și a zis: nu pot. Eu vă întreb, cum erau oamenii pe vremea lui Noe? Cum erau oamenii pe vremea lui Noe? Răi. Răi. Cum erau oamenii din cetatea Ninive? Tot așa. Cum a fost predicatorul din vremea aceasta? Unul care a rămas pe direcția lui. Cum a fost celălalt? Unul care a zis: eu mi-au direcția mea. De fapt, asta este încheierea predicii din seara aceasta. Vă invit să stăm pe picioare înaintea Domnului și aș vrea să spun că aceasta este provocarea lui Dumnezeu pentru tine în seara aceasta. Pe care drum vrei să mergi? De care predicator vrei să fii cu viața ta? Poate niciodată nu o să ajungi la un ambon să predici Evanghelia. Poate nu o să fii invitat nici într-o dată într-o biserică să ți se dea posibilitatea să predici, să ai o predică plenară de felul acesta. Dar vreau să spun ceva. De care predicator vrei să fii? De ăla care asculți de Dumnezeu și rămâi pe direcția care ți-a dat-o Dumnezeu, sau din acela care îți alegi tu direcția ta?
Nu cumva, dacă ai avut sindromul acesta de a-ți alege tu cărarea ta, nu cumva undeva diavolul în cele patru domenii care le-am amintit te-au afectat, nu cumva ți-au atins diavolul mentalul și din cauza gândirii tale nu mai gândești așa cum gândește cuvântul lui Dumnezeu, nu cumva ai fost afectat la nivelul fizic și spui, din cauza asta eu nu mai pot să fac nimic, nu cumva ai fost afectat din punct de vedere social sau nu cumva din punct de vedere spiritual ai spus, auzi, eu am citit în Biblia asta că Dumnezeu se descurcă și cu îngerii, să-i aducă pe îngeri la Orșova să predice. Să-i aducă Dumnezeu pe oamenii de la depărtare să predice aici la Orșova, așa cum au adus o parte din ei, să mai aducă Dumnezeu, că doar are Dumnezeu oamenii de depărtare să mai aducă la Orșova. Vreau să te întreb în seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te întreb în seara aceasta, de care predicator vrei să fii? De ăla care auzi vocea lui Dumnezeu? Și după aceea îți faci treaba ta sau din acela care asculți de glasul lui Dumnezeu și te pui la treabă și stai la dispoziția Domnului. Aș vrea să te pun să ridici mâna în seara aceasta. Aș vrea să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Să intrăm, să ne rugăm și fiecare să coborăm în lăuntru nostru. Stimată Doamnă și stimat Domn care a venit în seara aceasta aici, te întreb și pe dumneata, de care ești? Doar te întreb de care ești. De care vrei să fii în continuare? Doar unul de acela care face numai vrerea lui sau vrei să intri în voia lui Dumnezeu? Să spui din seara aceasta, aleg, Doamne, să fac voia ta. Aș vrea să începem să ne rugăm să stăm înaintea Domnului. Duhule Sfinte, te rog să cercetezi adunarea în seara aceasta, Doamne. În vremurile acestea de pace și de liniște, Doamne, ne-ai chemat să fim ai tăi, Doamne. Și de multe ori ne este așa de drag și de frumos, Doamne. Este așa de plăcut, Doamne, să ne închinăm Ție, că ne este bine, Doamne, avem binele acesta, Doamne. Doamne Dumnezeule, dar vrem să rămânem ai Tăi și în vremurile acelea când nu va mai fi binele atât de bine, Doamne. Doamne, în seara aceasta stau aici împreună cu frații mei, cu domnii și doamnele care au venit la tabor, cu tinerii care sunt aici și cu cei care ne urmăresc online, Doamne. Stăm înaintea Ta, Doamne, și ne-ai provocat să ne alegem, Doamne, ce vrem să fim, Doamne, oameni cu direcție, oameni care rămânem cu Tine sau în continuare să mergem. Și în timp ce te rogi, Doamne, dacă în viața ta există cercetare, te aștept să vii aici în față. Prin faptul că vei alege să ieși dintre rândul să vii în față, sunt pașii pe care Dumnezeu îi va vedea prin dorința ta că vrei să te apropii, să fii așa cum îi place Lui, să fii așa cum își dorește Dumnezeu, să fii omul acela, să fii persoana aceea, să fii doamna aceea, să fii tânărul acela care spui, Doamne, eu aleg să merg cu Tine, Doamne, aleg să fiu, Doamne, vocea Ta, să fiu, Doamne, persoana aceea care am direcție, Doamne, dacă Tu m-ai pus pe direcția cea bună, Doamne, vreau ca standardul meu, Doamne, să fie împărăția Ta, nu vreau, Doamne, ca la finalul vieții, Doamne, să-mi schimb direcția, să merg în altă parte, nu vreau să încep cu Tine și să sfârșesc cu lumea, Doamne. Nu vreau să încep bine, Doamne, și să sfârșesc undeva, Doamne, în pierzare veșnică, Doamne, ci vreau să merg în direcția cea bună, dacă ești în seara aceasta aici și Dumnezeu te-a cercetat și ești gata să faci orice pentru locul acesta, ca să-i arăți lui Dumnezeu că vreau să mergi în direcția bună. De aceea te-a adus Dumnezeu în seara aceasta să-ți vorbească. De aceea te-a adus Dumnezeu în seara aceasta la tabor. N-ai fost împins de curiozitatea aceea de care ai crezut că vii tu. Tu ai fost adus aici să auzi cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să străpungă inima, să spună să te trezești, să te schimbi din seara aceasta, să începi în procesul acesta de viață, să spui da, aleg, să mă schimb, să fiu plăcut lui Dumnezeu. Nu oameni lor, nu sistemului, nu lucrurilor trecătoare, lui Dumnezeu trebuie să fii plăcut. Dacă o să fii plăcut lui Dumnezeu, o să te așezi foarte bine și în societate între ceilalți. Dacă alegi să fii plăcut lui Dumnezeu, o să pune Dumnezeu oamenii din jurul tău, oamenii care, de care ai nevoie. Dacă o să-i plași lui Dumnezeu, Dumnezeu va da putere și biruință să răzbați și chiar dacă va trebui în viața ta de slujire, la un moment dat să duci cu tine, eu știu, o boală de coloană, o coxatroză, o osteoporoză sau un cancer sau altceva, Dumnezeu îți va da biruință să mergi cu El. Că-i Dumnezeu mărească este numele. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru care ne-a chemat pe fiecare pe nume. În seara aceasta vreau să spun, de aceea ești aici, să înțelegi că ai valoare în ochii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu te vrea pentru El. Dacă Dumnezeu te trimite undeva, te trimite pentru că El are un scop acolo. Și dacă Dumnezeu îți spune să stai, stai acolo unde spune Dumnezeu că El are un scop cu tine. Și dacă Dumnezeu îți spune să nu o iei înaintea Lui, nu o lua înaintea Lui, că mai bine să mergi după El. Doamne, stăm înaintea Ta în seara aceasta și ne închinăm.
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Vă invit pentru câteva momente, stimați frați și surori, să reocupați locurile pe scaune. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru ziua de astăzi, care am primit un dar din mâna Lui. Mulțumim Domnului că majoritatea din timpul care Domnul ni l-a dat în ziua de astăzi l-am putut avea în casa Lui Dumnezeu la părtășie. Am putut să fim aici să ne rugăm, am putut să fim aici să mijlocim unii pentru alții, am putut să fim aici să ascultăm cuvântul Domnului. Lăudați să fie Domnul și în toată închinarea noastră, toată slava să fie a Domnului. Și fiecare dintre noi să rămânem într-un duc de rugăciune, să rămânem în voia Domnului și să ne rugăm ca în săptămâna în care am intrat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească și să ne dea Domnul biruință, că așa este normal copiii lui Dumnezeu să meargă din biruință în biruință, nu din faliment în faliment, pentru că noi nu facem parte dintr-o împărăție a falimentului, noi facem parte dintr-o împărăție a biruitorilor. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Fiecăruia dintre dumneavoastră vrem să vă mulțumim că în seara aceasta ați fost împreună cu noi. Vrem să vă mulțumim celor care ați venit din la mare distanță, la mare depărtare, fratelui Nicu și soției dumnealui, fratelui Henry și familia care îi însoțesc de la Linț, Domnul să-i binecuvinteze, cei care ați venit din județul Bihor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, cei care ați venit de la Abru, cei care ați venit din Eșelnița, din Orșova, de la Severin, Dumnezeu să vă binecuvinteze, cei care sunteți de la București, mâna Domnului să fie peste dumneavoastră, frați și surori, nu uitați, Domnul este cel care poate să ne dea direcția cea mai bună, nimeni nu are o direcție mai bună ca noi. Dacă ți-ai dat seama până în seara aceasta că ești conectat la un alt GPS, nu-i bun, nu-i bun GPS-ul ăla. GPS-ul cel mai bun îl are Domnul. Calea aceasta cu Domnul se va finaliza în împărăție. Calea cu oamenii se va finaliza în momentul când nu o să le mai ai ce să le dai. Când nu o să mai ai ce să le dai, o să rămâi singur. Calea cu religia se va termina când ajungi la groapă. Fie ea religia ta penticostală. Dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, religia penticostală te duce până la cimitir și de la cimitir te lasă. Noi toți avem nevoie de o relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să practicăm lucrul acesta și să trăim într-o relație cu Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim și dumneavoastră care ne-ați urmărit online. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Să împlinească Domnul și pentru dumneavoastră promisiunile care vi le-a făcut. Înainte ca să ne despărțim din sanctuar și să mergem cu pacea Domnului spre casele noastre și spre locul de odihnă, aș vrea să fac câteva anunțuri, și anume știm slujbele de peste săptămână. Mâine seară, începând cu orele 19, vom avea o oră de rugăciune, o oră numai de rugăciune, de la ora 19 și până la ora 20 ne rugăm. Venim la ora 19, ne punem pe genunchi și până la ora 20 ne rugăm și Domnul să lucreze și El să dea biruință în dreptul fiecăruia. Apoi marți, slujbă la tabor la Drobeta, Turnul Severin, miercuri slujbă la Eșelnița, joi din nou slujbă aici în casa Domnului, vineri slujbă pe sector la Stănești și în celelalte lucrări, sâmbătă slujbă în Serbia și repetițiile și apoi din nou duminică cu ajutorul Domnului în casa Domnului la părtășie. Lăudat să fie Domnul pentru toate. Pe data de 4 septembrie, aici la tabor, la Orșova, de dimineață va avea loc un botez nou testamentar pentru toți aceia care deja s-au înscris și care vă mai cercetează Domnul și veți să încheiați legământul cu Domnul, lista încă este deschisă. Domnul să fie acela care să vă cerceteze și să vă ajute să încheiați legământul cu El, cei care n-ați încheiat legământul. Și apoi, pe data de 16 octombrie, vom avea un botez și la tabor, la Drobeta, Turnul Severin. Lăudați să fie Domnul pentru toate. Cu pacea Domnului în inimă și cu o dare de mână ne putem despărți. Mulțumim grupului tabor, mulțumim fraților care au slujit, vă mulțumim dumneavoastră că v-ați rugat. Lăudați să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.